din regimentele de graniță Cezaro-Crăiesc, care apărau Imperiul Austro-Ungar. Reabilitarea interioară a clădirii ar costa peste 700 de milioane de lei. Este greu de crezut când te uiți la clădirea care adăpostește la această oră primăria comunei Ilva Mare, că are o vechime de peste 125 de ani, fiind sediul uneia dintre regimentele care păzeau granița de est a Imperiului Austro-Ungar. Sălile sunt imense, iar în curtea din spate ar putea încăpea ușor cel puțin 200 de persoane. Aici nu se mai aud de multă vreme comenzi în maghiară sau germană, dar fiecare por al clădirii parcă respiră atmosfera acelor vremuri de mult apuse. Clădirea fiind peste 100 de ani, se încadrează într-un program pe care l-au acolo la minister. Sperăm să prindem și acolo finanțare. Deci clădirea în care... Actuala clădirea primăriei, da. Deci câți ani are? Păi construită în 1885, în momentul de față are 125 de ani. Și ar putea intra într-un proiect... Și ar putea intra un proiect de consolidare, modernizare și extindere. Bine, extinderea va trebui să o cofinanțăm din fonduri proprii. Pe programul respectiv, extindere nu... Cam cât ar, zicem, ar costa un proiect de reabilitare? Păi în jur de 700 de mii, cam așa avem, deci cu proiectare, cu execuția lucrărilor, în total cam în jur de 700 de mii. Clădirea a fost construită în 1885. Primarul ne-a spus că este vorba de un proiect care își dorește consolidarea, modernizarea și extinderea imobilului. Potrivit primarului, suma necesară implementării acestui proiect se ridică la peste 700 de mii de lei. PSD critică foarte dur politica guvernamentală din domeniul salariilor din învățământ. Fostul secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării spune că nu mai există niciun mod de a recompensa activitatea cadrelor didactice. Politica guvernului Boc în domeniul salariilor din învățământ nu este pe placul celor din PSD. Astfel, fostul ministru secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Doina Pană, s-a arătat dezamăgită de faptul că la ora actuală nu mai există niciun mod de a recompensa activitatea deosebită a unui cadru didactic. Individuare, o grilă emisă de la nivel național de Ministerul Educației, care în fiecare județ la nivelul Comisiei Paritare a Inspectoratului Școlar și a sindicatelor se ajusta în funcție de specific, se aloca un număr școlilor, un număr de salarii de merit și în consiliile de administrație se analizau punctajele oamenilor respectivi. Normal că nu putea să conteze numai rezultatele olimpiadă, pentru că aici e chestia și de un noroc, nu? Dacă un copil foarte bun, pentru că oricât ar munci profesorul, dacă copilul nu vrea să învice, primărește la un coleg, nu înseamnă că ăla este mai meritor decât unul care reușește să scoată un copil de la 4 să-l aducă la 7. Exista o grilă foarte detaliată și care cuprindea rezultate, deci performanțe la olimpiade școlare, însemna modificarea curbei de progres la nivelul claselor care se predă relația cu părinții, relația cu elevii, deci toate erau în aceste grile. Fostul secretar de stat în Ministerul Educației din timpul guvernării PSD-PDL a precizat că în prezent nu mai există nicio modalitate de plată a orelor suplimentare făcute de profesori, asta pentru a pregăti copiii pentru olimpiade, adică să facă performanță.
Profesorii bistrițeni sunt nemulțumiți pentru că nu le sunt respectate drepturile salariale. De aceea, joi, 100 de cadre didactice vor picheta primăria Bistrița între orele 13.30 și 14.30 și instituția prefectului va fi pichetată însă săptămâna viitoare. Mai multe informații despre protestele cadrelor didactice veți primi astăzi în emisiunea Impact de la ora 21, realizată de Beatrice Știr. Continuăm știrile. De astăzi, primăriile din județ vor trebui să ia măsuri necesare pentru salubrizarea cursurilor de apă. Programul se desfășoară în perioada 16-27 martie și este monitorizat de reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor Bistrița-Năsăud. Amenziile pentru primăriile care nu își fac treaba ajung până la 80.000 de lei. Depozitarea necontrolată a deșeurilor în preajma cursurilor de apă fac acestea să devină un mijloc de transport al poluanților. În plus, primăvara și toamna, când se înregistrează creșteri frecvente ale nivelurilor și debitelor cursurilor de apă, deșeurile sunt antrenate de viituri și pot obtura secțiunea de curgere a apei, provocând astfel inundații. Salubrizarea cursurilor de apă și menținerea curățeniei pe malurile râurilor fac parte din obligațiile autorităților publice locale. Prin urmare, de astăzi, primarii din întreg județul trebuie să ia măsurile necesare pentru salubrizarea cursurilor de apă. Da, în cadrul programului Acțiuni de verificare a modului de salubrizare cursuri de apă, care a fost emis de Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență, sub îndrumarea instituțiilor prefectului a județului Bistrița-Năsăud, firma noastră, Sistemul de Gospodărire a Apelor, organizează un program de sprijinire, îndrumare a autorităților publice locale pentru salubrizarea cursurilor de apă care sunt aferente județului Bistrița-Năsăud. Acest program se va desfășura în perioada 16-27 martie, sub îndrumarea șefilor de sisteme, Bistrița și Someș, și a sistemelor de formații, Bistrița, Lechința, Beclean, Năsăud, Sânt George Băi. În această perioadă, angajații sistemului de gospodărire a apelor Bistrița-Năsăud vor face controle în județ pentru a vedea dacă primăriile respectă programul de salubrizare. Deci, în cadrul după derularea acestei acțiuni, se va întocmi un raport de activitate și după aceea se vor lua măsuri, în sensul că se va trece la verificarea lucrărilor care au fost executate de către primării și în cazul neconformității acestea riscă amenzi care variază pentru persoane juridice între 75.000 și 80.000 de lei. Nu doar primăriile au sarcina de a lua măsuri de salubrizare a cursurilor de apă și sistemul de gospodărire a apelor desfășoară astfel de activități în unele zone din județ. Deci noi, ca și sistem de gospodărire a apelor, în primul rând executăm lucrări de salubrizare, igienizare, cursuri de apă aflate în administrare, deci lucrările aflate în administrarea noastră. Acestea sunt diverse. Deci se întind, să enumăr câteva: Năsăud, Digni, Migea, Digni, Năsăud, la Beclean, regularizare Someș, la Beclean, Sânt George, întreținere Valea Borhutului la Sânt George Băi. Până în luna iunie, în legislația națională trebuie adoptat un act normativ care va permite cetățenilor care încheie contracte bancare să se retragă în termen de 14 zile fără niciun motiv. Aceasta este, de fapt, o cerință a Uniunii Europene. Ca urmare a numeroaselor controle tematice și a reclamațiilor care au fost îndreptate înspre societățile bancare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a constatat că pe piața serviciilor financiare există o serie de